Sportul și nutriția țin în balanță sănătatea noastră a tuturor. Și cu cine putem discuta mai bine asta decât cu un antrenor de fitness? Pentru asta îi mulțumesc Alinei Sandu, care a acceptat invitația noastră și o să ne ofere mici lămuriri pe aceste subiecte. Bună, Alina! Bună! Pentru a destinde puțin atmosfera, cred că este momentul potrivit să te lași puțin cunoscută lumii. Cine este Alina? Eu sunt Alina Sandu, am 37 de ani. Sunt pasionată de fitness de mai bine de 12 ani, dar am terminat finanțe bănci. Ai ales un subiect așa mai diferit de a profesa și totuși aș vrea să vedem de unde a început toată povestea asta. Știm despre tine că ai fost un elev implicat atât la liceu cât și la facultate și că ai activitat în structuri precum Consiliul Elevilor și ai fost chiar redactor la revista liceului Noua Generație. Cât de importante au fost aceste experiențe pentru formarea ta, atât personală cât și profesională? În primul rând, te formează ca om, te modelează cumva de când ești mai micuț, așa, ca să vezi în viață despre ce e vorba. Te face să lucrezi cu oamenii, ești deschis față de ceilalți, îi cunoști, ai posibilitatea să cunoști oameni noi, să lucrezi cu oameni noi. Deși ești absolventă de finanțe bănci, cum ai precizat și tu, și ai profesat în domeniul economic, în anul 2011 ai ajuns să lucrezi ca instructor de fitness. Care este povestea din spatele acestei alegeri? Povestea e foarte simplă. Lucram la bancă, s-a terminat contractul de la bancă și în același timp mergeam și la sală și mi-am descoperit latura de a face mișcare, de a face sport. Și așa am decis ca să urmez calea de fitness, de sport. A fost o persoană care te-a îndrumat spre această carieră? Pur și simplu, a fost un declic. Foarte interesant. Ramura sportivă sau artistică este privită adeseori îndoielnic. Pe tine te-a susținut familia în momentul respectiv în această alegere? Da și nu, pentru că părinții mei au vrut tot timpul ca să merg pe ramura de finanțe bănci. Am terminat facultatea, am terminat masterul și au zis că ok, mergi mai departe pe treaba asta. Dar în timp și-au dat seama că și cu fitness-ul se poate face. Presupun că acum sunt de acord cu cariera, sunt fericit cu alegerea făcută. Exact. Dacă cineva te-ar pune să alegi, ce ar trebui să predai de acum încolo între aerobic, kangu jumps și pilates? Ce ai alege și de ce? Poate acum ceva timp aș fi ales aerobic, dar momentan aleg pilates, deoarece e mai complex. Te ajută la mobilitate, la dezvoltarea mușchilor altfel, contracția musculară este alta față de cardio și de aerobic. În momentul de față aici predai și pilates? Nu, doar fitness. Înțeles. În cazul unui om sedentar, care să zicem că are un program de muncă obișnuit de 8 ore... 8 ore, în general, da. Care ar fi tipul de antrenament sau chiar durata unui antrenament potrivit pentru el? Primul pas e să vină la sală sau să facă mișcare, nu neapărat la sală, în aer liber, să alerge, să facă ceva. Pentru că stând 8 ore pe un scaun... Nu știu dacă își ia pauza aia de jumătate de oră sau la o oră să-și ia 5 minute pauză și să se relaxeze. Este foarte important pentru un om sedentar să facă mișcare, pentru că mușchii nu mai sunt atât de dezvoltați, se atrofiază la un moment dat, intervin durerile de coloană, durerile de cervicală și automat... Chiar și făcând stretching, chiar și mersul pe bandă, în aer liber, mers, este un plus față de nimic. Crezi că este vreo metodă prin care putem să-i încurajăm să facă sport? Sau? Păi momentan trebuie să vină de la ei. Pentru că tu dacă te duci de exemplu și spui unui om, hai, și el nu vrea. Da, deci trebuie să vină, practic trebuie să vină de la persoana respectivă. Asta este un pas foarte important pentru mișcare.
Ai avut vreodată vreun client a cărui poveste e impresionat? Să zicem că a avut un parcurs extraordinar prin reușita lui, prin sală, prin antrenament? Da, sunt care au slăbit 20 de kilograme, dar nu s-au menținut, nu au avut tăria necesară pentru că au slăbit, s-au văzut cu rezultate și automat au trecut pe latura aceea, cum spuneam, cu înfometarea și cu... Tot așa, o întrebare care de multe ori creează confuzii. Unii antrenori de fitness recomandă suplimentele alimentare, unii nu. Care este părerea ta despre acest lucru? Eu merg mai mult pe natural. Deci. Adică dacă mănânci carne, carbohidrați și tot ce trebuie, macronutrienții necesari corpului, într-adevăr, corpul asimilează mult mai greu față de suplimente. Suplimentele sunt un pic mai rapide la asta, dar o proteină, dacă e cât de cât naturală, nu știu cât mai găsim natural în ziua de azi, dar sunt și proteine mai vegane, să zic. Renunțat la dulciuri, la sucuri, la... Toate micile plăceri. Mai avem scăpări de astea, dar nu des. Deci, pentru lumea care se întreabă că dacă o să mănânce o dată în săptămână puțin dulce, nu înseamnă că gata, este sfârșitul lumii. Nu, dar în perioada în care vrei să slăbești, în perioada aceea, ar fi bine de renunțat la dulce. Mai spre deloc. Cere. Practic, câteodată simți cum îți cere corpul dulce. Poți înlocui cu pastiluțele de crom care îți reglează glicemia și totul e ok și nu mai ai senzația aia de a vrea să mănânci dulce. Și în felul ăsta scăpăm și de mâncatul dulce și de partea cu glicemia. Acum sunt cu o echipă de junioare, de fete, la fotbal. Și încerc să le modelez, să le ajut în educație fizică mai mult, practic, pentru că ele la școală nu știu câtă educație fizică mai fac. Și nu putem vorbi aici de pregătire fizică, preparator fizic. Este un fel de gimnastică, educație, de regăsire, de a-și... Aș găsi plăcerea de a face mișcare, plăcerea de a munci, plăcerea de a avea un rezultat prin efort. Dacă aș veni de mâine la tine la sală, ce mi-ai recomandat să consum înainte și după antrenament? Depinde în care parte a zilei ai dori să vii. Să dimineața, la amiază, seara? Prefera să vin la amiază după muncă, în jurul orei 3, după amiază. După amiază. Păi ai fi avut un mic dejun deja luat, o gustare, și în principiu ar trebui să fi luat și prânzul cu 2 ore înainte. Deci ai deja 2 mese și o gustare. Ai aport energetic necesar pentru un antrenament. Sunt unele alimente pe care n-ar trebui să le consumi înainte de sală? Da, sunt cele greu digerabile, care nu-ți dau voie să lucrez cum trebuie. Am primit o întrebare pentru tine din partea unui urmăritor de-al nostru care zice așa: de ce atunci când țin regim fără a face sport, pierd rapid din greutate, dar mă îngraș la loc, la fel sau chiar mai mult? Pentru că este efectul yo-yo. Efectul yo-yo este atunci când înfometezi corpul, nu-i dai un aport necesar de nutrienți, iar el, când găsește mâncarea necesară, își trage mai mult decât trebuie. Și tu slăbești, practic, 5 kg, să zic, într-o lună, dar apoi pui s-ar putea 10. E un efect așa, un bumerang. Care este mitul alimentar pe care îl urăști cel mai tare? Nu știu, mit alimentar, toate sunt mituri aproape. Mâncatul sănătos, câte puțin din fiecare, este mai bun decât un regim strict, o înfometare, un aport energetic puțin, puțin nutrienți, puțin carbohidrați, puțină proteină. Nu ajuți corpul cu absolut nimic dacă faci foame. Da, de obicei se aude foarte mult că dacă o să te înfometezi, o să slăbești. Da, slăbești, dar slăbești din mușchi. Nu arzi grăsimea.
Pentru final, o întrebare care este destul de controversată și se vede în social media sau chiar la colțul blocului, așa, așa. Și ne întrebăm dacă apa îngrașă. Apa nu are cum să îngrașe, pentru că tu, făcând mișcare, pierzi din sărul și mineral. Și automat trebuie hidratat corpul. Nefiind hidratat, ajungi la o stare de leșin, la o stare de nu poți să faci și trebuie tot timpul alimentat corpul cu apă cât mai multă, minim 2 litri de apă băut. Am înțeles, îți mulțumim frumos. Cu drag. Vă mulțumim și vă așteptăm să ne urmăriți și data viitoare.